Iulia, mulțumesc. Furtunile violente au măturat jumătate de țară. Ploile de cod roșu au făcut prăpăd în județele Suceava, Caraș, Severin, Hunedoara și Cluj. Probleme au fost și în alte județe, unde viiturile au distrus case și drumuri și au nenorocit zeci de familii. O grindină puternică de 10 de minute a făcut prăpăd în localitatea Clint din județul Suceava. Curțile oamenilor au fost imediat acoperite de un covor de gheață. Meteorologii au emis cod roșu de ploi torențiale și furtuni și în județul Caraș-Severin. Locuitorii din Oravița au privit neputincioși cum munca lor de o viață a fost distrusă în doar câteva secunde. Urmările puhoaielor sunt dezastroase. În oraș, zeci de mașini au rămas blocate în noroi, iar în urma dezastrului s-au format cratere în asfalt. Autoritățile au intervenit imediat cu buldoi excavatoare. Furtuna a făcut prăpăd și în Hunedoara. 13 autoturisme, în care se aflau 26 de adulți și 10 copii, au rămas blocate pe un drum. Pompierii au intervenit de urgență pentru deblocarea drumului. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. În comuna Florești din Cluj, oamenii s-au trezit cu străzile inundate după o ploaie torențială de scurtă durată. Avem noi detalii în cazul turiștilor străini blocați pe un drum forestier în munții din Gorj. Salvamontiștii au intervenit în cazul a peste 100 de mașini în care se aflau 200 de turiști și care au rămas blocați pe un drum din cauza viiturilor de cod roșu. La fața locului s-au deplasat de urgență salvatori din județele Caraș-Severin, Gorj și Hunedoara. Iulia Blonde are mai multe detalii. Iulia, te ascultăm. Da, bun găsit tuturor. Cei peste 200 de turiști străini făceau parte dintr-un grup de turiști care formau un convoi de peste 600 de mașini. Cele 100 de autoturisme au rămas blocate pe drumul forestier din munți, de altfel un drum care este închis circulației rutiere. La un moment dat, cei care au reușit să traverseze acest drum au alertat autoritățile și au spus faptul că ceilalți colegi ai lor nu au mai reușit să iasă de pe drumul respectiv. Drept urmare, a fost o mobilizare impresionantă a salvatorilor, a intervenit inclusiv un elicopter care a survolat zona, iar într-un final, târziu în noapte, toți cei peste 200 de turiști străini au fost scoși de pe drumul respectiv. Vă spuneam, este vorba despre un drum forestier care este în circulației publice, iar mai multe autoturisme din convoiuri care a rămas blocat s-au stricat din cauza drumului care era impracticabil. Cert este, iată că turiștii au fost salvați, au fost scoși de pe drum în siguranță, iar ulterior ei și-au continuat deplasarea prin România.